să aflăm totalurile concursului din această minunată, splendidă și intensă seară. Totalurile sunt gata, totul este pus la punct, așadar ofer microfonul în continuare doamnei Parascovia. Totalurile cam nu sunt gata, dar eu oricum mai am ceva de făcut, dacă poți să iei paharul de aici să nu-l dau jos. Și o să invit în scenă două artiste care trebuie să primească și ele astăzi câte o diplomă și un mic cadou de la sponsorii noștri, Evelina Vatamaniuc. Mergem, haide băieții! Ați muncit o seară, ați obosit. Asta este ea, Evelina Vatamaniuc, eleva la școala de arte Valeriu Haganu din Cantemir. Ți-ai luat florile și cadoul. Și diploma, bineînțeles. Și mai avem o fetiță care a crescut printre noi. Mai atenție, dacă... Deci a crescut printre noi, a crescut în scena asta, am participat cu ea la nenumărate concursuri și în țară și în afara țării, a fost în permanență la nivel. Nu este alta decât Ina Duca! Mergem centru scenii. De ce mă vă duceți tot timpul după culise? Scena e a voastră! Da, un fundal muzical de premiere nu ne-ar strica acum. Un pic mai tare. Și vreau să vă spun că după culise nu este atât de ușor și, într-adevăr, am avut trei ajutori lângă mine. Este Gabriela Miron. Mergeți în scenă. Vlad, îți faci funcția până la capăt. Și o avem și pe traducătoarea noastră, Anastasia Neagu. Este Anastasia Neagu? Haide. Și ai și o cană cu inima și scrie despre dragoste. Mulțumim, Anastasia, că azi ai ajutat o echipă din România. Și vreau să mergeți și voi doi. Deci nimeni nu rămâne neobservat pentru munca care a prestat-o în spatele scenii. Și vreau să vă spun că cel mai important ce este într-un concurs este sonorizarea. Fără ea nu este spectacol. Dacă nu este, să se audă microfonul bine, să se audă muzica bine, să se audă totul bine și să fie perfect, așa cum a fost Maxim Munteanu. O să vină la voi ca să, sau te ridice scenă, ca să aveți treabă acolo, știu asta. Și este elev clasa 11 și devine un bun operator sunet. Și de asemenea alături este operator sunet de bază, este Mihail Balan, care este și directorul Casei de Cultură din satul Cociulia. Mulțumim mult! Și spre mine vine Vlad Ostafi, care astăzi a alergat foarte mult după culise, după fiecare concurent, după fiecare artist. Mulțumim mult, Vlad, pentru tot ajutorul și pentru că tu ai fost acela care ai fost pe la fiecare sponsor, i-ai invitat, le-ai înmânat acea diplomă. Mulțumim, Vlad! Chiar ai fost de mare ajutor! Și mai am un băiat care a venit sponsor, a venit în ajutor pe neașteptate. Este vorba de Eduard. Iată, l-am văzut toată seara aici. Ne-a ajutat clasa 11 la Liceul Dumitru Cantemir, din Cantemir.